acest video o să vă spun de ce studenții nu merg în bursă Erasmus. Deci, ce este o bursă Erasmus în primul rând? Simplu spus, o bursă Erasmus înseamnă că pentru un semestru te duci din universitatea ta într-o altă universitate pentru a studia acolo cel puțin un semestru, în altă limbă și așa mai departe. Însă, ca să nu vă plictisesc, o să vă spun povestea mea ca să înțelegeți mai bine de ce mulți studenți nu pleacă într-o bursă Erasmus. Fiindcă eu vin dintr-un oraș de lângă București, care este puțin mai mic, mulți dintre voi s-ar putea să fie auzit de el, alții poate nu, și se numește Târgoviște. O să prescurtez TGV, da? Și aici, desigur, avem o universitate de științe economice din care fac parte, numită Valahia. Și aici am fost student timp de cel puțin 3 ani, să spunem că acesta este primul semestru, acesta e al doilea, avem al doilea an, nu? La fel, 2 semestre și al treilea an. Licență, da? 3 ani. Și acestea sunt cele 6 semestre din cei 3 ani. Și ca student aici, timp de 3 ani, desigur, în primul an nimic special nu s-a întâmplat. Aici am început să îmi dau seama cum e în mediul academic și așa mai departe. Am început să particip la anumite evenimente, să câștig anumite premii. Totul era ok. Și de aici, desigur, ce s-a întâmplat aici? Nimic. În legătură cu Erasmus, nimic. Încă nu știam de acel program și am mai trecut un semestru și nu s-a întâmplat nimic. Însă, aici, cam pe la finalul acestui al doilea semestru din al doilea an, am aflat de acest program Erasmus. Și atunci, desigur, am încercat să aflu mai multe despre el și am aflat că avem mai multe țări în care putem să plecăm, da? Și aici, la Valahia, de exemplu, vă spun opțiunea mea care a fost cea mai benefică, aș putea spune, din mai multe puncte de vedere. O să vorbesc poate într-un alt video despre asta. Și aici, desigur, aveam Polonia, da? Și în Polonia, desigur, avem două orașe, din fericire, cu care aveam, în schimb, Erasmus. Unul se numește Poznan și altul Częstochowa. Un oraș mai mic, acesta este puțin mai mare, aproape dublu, desigur, și am aflat de aceste două orașe. Treaba este, fiindcă acum vreau să vă spun de ce mulți studenți nu merg, nu? Unul la mână este, desigur, necunoașterea. Fiindcă, după cum v-am spus, eu nu am știut de acest program, necunoașterea, îmi cer scuze pentru acest scris nu foarte caligrafic, însă niciodată nu am fost foarte bun la asta. Așa, deci în primul rând vreau să vă spun că necunoașterea este probabil primul motiv pentru care studenții nu merg în bursă Erasmus. Fiindcă nu se promovează destul, nu se știe de el, nu se știe exact ce înseamnă și chiar de aceea fac acest video și o să mai fac niște videouri în care vreau să explic ce este și cred că o să ajute anumiți studenți, fiindcă acest program nu este promovat destul și este păcat nu să nu prindem o oportunitate atunci când apare și ni se oferă. Deci, aici, desigur, am aflat, da, deci, în sfârșit am scăpat de acest obstacol numit necunoaștere. După aceea am văzut, desigur, că avem mai multe țări. Polonia, care avea două orașe, aveam aproximativ 3 locuri aici, iar aici aveam vreo 4 locuri, dacă nu mă îndoiesc. Și desigur, am avut și eu anumite rețineri, nu? Fiindcă alt motiv pentru care mulți studenți nu merg într-o bursă Erasmus, desigur, nu cred că e greu de ghicit, banii. Deci, partea interesantă aici este că într-o bursă Erasmus primești bani ca să înveți. Aproximativ 450 de euro pe lună. Însă, nu toată lumea știe acest lucru, nu? Și în aceste condiții, te gândești că poate o să ai probleme cu banii. O să vorbesc într-un alt video despre asta și o să vă arăt exact cam ce înseamnă acești bani într-o altă țară și cam cât primești în total.
Însă, acest lucru vreau să spun că nu este neapărat o problemă și, desigur, mai este o altă problemă și aceea este frica. Desigur, avem frica banilor aici, aici oarecum o frică deoarece nu cunoaștem, însă mai este o frică și aceea este frica mediului nou. Și ce vreau să spun prin asta? E simplu, nu? Mereu că suntem într-un mediu nou, ne simțim mai puțin confortabil, fiindcă trebuie să ne obișnuim cu lucrurile din jur, cu oamenii și așa mai departe. Însă, nu este așa că dacă am fi avut frica unui mediu nou, nu am mai fi mers la școală, nu am mai fi mers la facultate, nu am fi cerut numărul de telefon cuiva, nu am fi sunat un prieten pe care nu l-am auzit de mult, nu am fi învățat lucruri noi pe internet sau așa mai departe. Însă, dacă scăpăm de aceste, să le spunem, frici pe care noi le avem, frica necunoașterii, frica banilor, frica unui mediu nou, nu? Atunci putem să mergem într-o bursă Erasmus, cum am făcut eu aici, pentru un semestru, în cel de-al treilea an, și fiindcă mi-a plăcut atât de mult și a fost atât de benefic, am mers și în acest semestru. Și astfel, un an întreg mi l-am petrecut în afara țării, în Polonia. Și ceea ce vreau să vă spun este că trebuie să ne uităm la aceste oportunități, fiindcă ele nu apar mereu. Acesta e un program al Uniunii care încearcă să încurajeze studenții să plece în străinătate pentru a învăța lucruri noi. Și după cum vă arăt aici, în Poznan aveam 3 locuri, în Częstochowa aveam 4. Și ceea ce este surprinzător este că aici, în primul semestru când am plecat eu, am fost doar 2 colegi care am plecat aici în Poznan. Deci 2 locuri care au fost ocupate, ceea ce înseamnă că aici a mai rămas totuși unul. Și adevărul este că nimeni n-a mai plecat în acel semestru, iar aici, din 4 locuri în Częstochowa, cred că doar unul a fost ocupat, ceea ce înseamnă că 3 au rămas libere. Și 3 plus 1, deci avem 4 locuri care au rămas libere și în viitor cred că mulți studenți se vor bate pe aceste locuri, însă datorită acestor motive pe care le-am observat în jurul meu, cred că mulți studenți nu se gândesc să meargă într-o bursă Erasmus și cam asta este tot ce am vrut să vă prezint în acest video. Sper că am mai clarificat această situație, fiindcă am văzut aceste motive și adevărul este că toate sunt foarte ușor de trecut peste, cel puțin mental, fiindcă nu. Acesta este adevărul, problema este una mentală aici. Desigur, și banii ar putea să fie o problemă, nu spun că nu, însă o să vă prezint în alt video de ce aceasta nu ar putea fi o problemă și nu ar trebui să fie un obstacol în caz că te gândești la o bursă Erasmus. Și cu asta încheie acest video, mulțumesc pentru vizionare, poți să lași un like, un coment dacă te-a ajutat și o să încerc să mai prezint câteva videouri pe acest subiect, fiindcă am văzut că este un gol, cel puțin la noi în România, în acest domeniu și de aceea o să încerc să-l umplu. Mulțumesc pentru atenție!